Acum 6-7 ani mi-am dat seama că una din problemele mele în încălțăminte este tehnologia. Lucram cu foarte multă tehnologie învechită. Bun, se produce cu ea, dar viitorul este super tehnologia. Și ca să ai acces la ea, trebuie să ai bani. Iar pentru o firmă mică sau mijlocie este foarte greu. Și atunci fondurile europene au fost exact ca o mănușă. Programul operațional regional 2.2 sau mai pe scurt POR2, cum numim noi de general, este cea mai importantă sursă de finanțare nerambursabilă din fonduri europene pentru întreprinderi mici și mijlocii. Este o oportunitate de a realiza investiții cu ajutor extern, care este ultima oportunitate până anul 2021. Deci în actualul cadru, exercițiul financiar 2014-2020, nu o să mai existe niciun alt apel dedicat IMM-urilor. Da, cumpăr 7 linii de matrițe. Aceste 7 linii de matrițe efectiv îmi extinde toată nișa de vânzări pentru Lennox. Nu numai încălțiminte militare și de protecție, ci încălțiminte de trekking, încălțiminte casual, sport casual, încălțiminte care, în momentul de fapt, deci nu se produce în România. Se produce, dar în cantități foarte mici și nesemnificative, adică în proporție de 90%, 95% este importat. Încercăm să dezvoltăm firma și estimăm că după ce vom reuși să implementăm acest proiect, să ducem la o producție de aproape 4.000 de perechi pe zi. Dacă un antreprenor reprezintă o întreprindere mică și mijlocie din România și are un an fiscal vechime și a înregistrat profit din exploatare, în ultimul exercițiu financiar, este deja cu șanse maxime un candidat nu doar teoretic, ci și cu șanse reale eligibil pentru această linie de finanțare. Vorbim de apelul 2, care se va lansa cândva în toamna anului curent, și vorbim de o finanțare consistentă, între 200.000 de euro minim și 1.000.000 de euro, care poate să fie atrasă de întreprinderi care au între 3 și 249 de angajați, deci în general vorbim de întreprinderi micro, mici și mijlocii, atât în mediul rural cât și în mediul urban, în toate regiunile de dezvoltare ale României. Singura excepție este regiunea București-Ilfov. Firmele din București-Ilfov pot să aplice, dar doar pentru investiții care sunt localizate în afara regiunii. Eu trebuie să recunosc, dacă nu erau aceste fonduri, eu nu eram în stadiul care sunt acum. Asta este clar, deci nu se pune problema. Indiferent cât de greutățile care apar pe parcurs, problemele de finanțare, de întocmirea proiectelor, de foarte multe hârtii care se cereau în dosarele foarte stufoase, deci dacă îți dorești și vrei să faci, în final rezultatul este fantastic. Firma a ajuns într-un punct în care produce anumite tipuri de modele. Iar noi acum, ca să ne dezvoltăm, încercăm să câștigăm piața de export. Deja exportăm în Grecia, în Bulgaria, în Austria, în Franța, deci avem câteva țări. Dar vrem să devenim un brand european. Și pentru asta îmi trebuiau niște matrițe, care sunt al naibii de scumpe. Este foarte important cine este interesat să ia acțiune acum, să facă primul pas acum, să nu mai reteze această posibilitate. Au fost foarte multe firme în cadrul apelului 2016 care au reușit și care de fapt reprezintă dovezi care sunt povești de succes, printre care și Lennox Prod, cu care s-a realizat această mică prezentare și interviu, dar pe lângă altele și altele 600 de IMM-uri care deja au semnat contractul de finanțare. Care ar fi primul pas? Să ne contactați prin orice cale de comunicare, prin telefon, prin e-mail, prin pagina asta de Facebook. Ne ducem la sediul firmelor, verificăm eligibilitatea lor, ne cunoaștem, vedem cum funcționați, discutăm despre ideile de investiții pe care doriți să le realizați și dacă totul este în regulă și vorbim de un proiect viabil, începe munca efectivă. Pe cei de la Goodwill, întâmplător, am aflat de ei, mi-era foarte frică de fondurile europene. Iar cei de la Goodwill Consulting, din punctul meu de vedere, sunt perfecți pentru firmele mici și mijlocii. De ce? Modul lor de abordare se pliază pentru cei mici și mijlocii. Pentru că după asta, în momentul când am implementat primul proiect, am fost căutat de alte firme și mi-am dat seama că ei lucrau sub alt mod. Adică Goodwill Consulting
este interesat de final și nu de partea de până la final. Asta este ceea ce e foarte important. Interesul nostru este ca aceste fonduri să și producă efectele dorite de antreprenor în firmă. Un principiu de bază și de colaborare la Goodwill Consulting este orientare, în primul rând, către client și proiect și monetizarea serviciilor doar pe baza rezultatelor obținute. Noi ne luăm banii doar dacă banii sunt, în primul rând, aprobați și, în al doilea rând, și absorbiți efectiv în firmă. Din acest motiv, avem interes direct ca cei bani care sunt teoretic disponibili pentru întreprindere să fie și aprobați să ajungă la țintă, dar să fie și cheltuiți cât mai eficient și să se atingă scopurile dorite de antreprenori. Noi considerăm că asta este singura metodă corectă de a presta servicii de consultanță cu eficiență maximă. Ei mi-au făcut proiectul, mă rog, e cu o colaborare. Ei știind foarte bine, din punct de vedere tehnic, partea tehnică, hârtii, certificate și tot ce le trebuie, iar eu venim cu partea tehnică, suportul tehnic, strict tehnic, matrițele, cum arată, ce să fac și toate. Și mai departe, susținându-mă permanent față de solicitările care apar de la cadrul POR. Bazându-ne pe experiența noastră cu aceste proiecte, respectiv am avut 61 de proiecte depuse în primul apel, din care am câștigat 60, susținem cu încredere, mai ales pe baza poveștilor de succes pe care am văzut printre clienții noștri, că merită să faceți primul pas. Este o linie de finanțare, în primul rând, accesibilă, în al doilea rând, care oferă un ajutor enorm pentru realizarea de investiții masive în întreprinderile mici și mijlocii din România. Dacă nu ar fi fost fondurile europene, vă spun sigur, în primul rând, că nu puteam să accesez anumite piețe. Și asta, automat, dacă nu accesez anumite piețe, producția nu poți să ți-o mărești. Și eram undeva, cred că, la 30% din ceea ce sunt acum. Deci rolul consultantului este esențial. Deci fără el nu poți să faci. El te îndrumă. Este ca un îndrumător. Pentru că este o colaborare, e o discuție. Nu este o simplă ia hârtia, dă-mi hârtia. Nu. Este o discuție totală în ceea ce vrei să faci în viitor, ceea ce faci cu produsele respective. Direcția finală pe care o iei. Un consultant poate să fie de mare ajutor în tot acest proces. Noi, în primul rând, asigurăm verificarea atentă a eligibilității și a tuturor criteriilor de punctare și verificarea și evaluarea șanselor de succes. Și dacă un aplicant este eligibil și are și șanse reale de succes, începem o colaborare efectivă, ținem de mână și îl acompaniem până la ultimul decont și până la absorpție efectivă a banilor câștigați, pe tot procesul de implementare. Și dacă consultantul nu este bine pregătit și nu știe ghidul și toate lucrurile acestea cum sunt prevăzute, deci automat șansa de câștig e aproape de zero. Iar ei știu să facă. El îți face proiectul, te îndrumă și în final te face să câștigi.